Hei, bună dimineața internet! Înainte să înceapă episodul, voiam neapărat să vă recomand un canal, merită de văzut neapărat. Vedeți că aveți linkul în descriere, omul a făcut cel mai fain remix la Despacito pe care l-am văzut vreodată. Am urât melodia aia cu spume și vă recomand remixul, merită, e extraordinar. Nu uitați, îl găsiți în descriere. Hai să începem! Hei, bună dimineața, internet, și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Enderun. Știu că avem de terminat acea mică căsuță pe care am început-o data trecută și de mic mă refer că e destul, băi, e destul de mare. E una dintre cele mai mari case pe care le-am construit până acum. Dar avem și altă treabă. Ok, uitați care e planul. Voiam să dau drumul la niște membro, la câteva animale. A reușit? Nu pot crede, ok, a reușit, bun. Acum hai să scăpăm de toate vacile din partea asta la altă de țarc și o să trebuiască să scăpăm de toate oile din partea aia de țarc. Ok, cred că oficial am reușit să împar și eu țarcul animale. O mai rămas niște băcuți mici, niște oi micuțe, dar nu mă îngrijoresc prea tare. Alea pas mai crească. Bun, acum vreo 3 episoade am pus aici niște dirt ca să putem urca iarba până sus și cred că o crescut peste tot de acum, că deja o trecut foarte, foarte mult timp de atunci. În jur de vreo 15 zile Minecraft, dacă nu mă înșel. Și acum pot să arate și locul ăsta mai normal. Bun, acum mă simt mai împlinit. Vă întrebați de ce la începutul episodului am despărțit vacile de oi? E pentru faptul că voiam să fie mult mai ușor să dau shear la oi. Era jale printre vaci, așa e mult mai simplu. Cred că e momentul să ne ocupăm și de acoperișul casei astea. Sincer să fiu, trebuie să mă gândesc destul de bine cum îl fac. Deci am spus prima oară că o să avem o apă mare aici și aici o să mai fie încă o apă. Hai să vedem cum arată prima oară arcul ăsta, chiar sunt curios. Nu-i foarte mare, interesant. Ok, acoperișul arată destul de bine, am început deja să lucrez și cumva la partea de jos a casei. Am început să adaug bucățele de structuri de rezistență și între ele m-am gândit să pun... Da, ok, asta arată un pic ciudat. M-am gândit să pun și niște fence gate-uri și sincer să fiu arată ceva, adaugă foarte, foarte mult detaliu. Ok, cam asta e căsuța și cred că ar fi momentul să începem să mutăm chestii în ea. Aici am încercat o chestie, mai ales pe exterior, am încercat să pun un guard partea aia, dar s-ar putea să fie un pic overkill. Să spuneți ce părere aveți în comentarii, sincer, mi se pare alea cât ciudățel. Bine, și ar trebui să-i pun ușă. Să fiu sincer, deci mi-aduc aminte de când am mai făcut o fermă din aia perfect, bine, semi-automată de wheat, știi, din aia pe care, la care vine apa și ți-arvestuiești wheat-ul. Mi se pare mult mai satisfying să mergi tu să spargi. Nu mă întrebați de ce. E cu totul altă senzație, dar plantatul mă enervează. Poate totuși reușim să facem relativ repede o fermă full automată de wheat, cu villager, bineînțeles. Păi, la ăla eu crescut. Ce mama ne-i face? A trebuit să aibă wheat pentru luni întregi. Ok, am zis să-mi verific un pic și villagerii, pentru că am un singur farmer și toate fermele sunt pline, adică ăsta trebuie să aibă inventarul full și nu știu ce mama naibii face cu inventarul ăla. Ia, tu mai vrei mâncare? Da, o ciori de mâncare. Ei, sincer să fiu, nu prea am nici cea mai vagă idee de ce nu mi se reproduc villagerii și am ales cam cea mai urâtă parte a village-ului în care să-mi pun niște uși. Niște căsuțe de alea cele mai primitive, efectiv o ușă și cu un bloc deasupra, poate nu se mulțesc pentru că eu am mai spart niște uși prin village. Și oricum villagerile nu prea au destule uși cât să țină toți villagerii. Deci tot timpul îmi imaginez, băi, cum ar fi să arăți unui jucător, gen unui om care nu a mai jucat în viața lui Minecraft, ce și să te întrebe când faci o chestie de genul ăsta, știi, pun blocuri aproape random, gen uși cu porță și cu blocuri deasupra, știi ce faci? Acum construiesc case. Tu ești nebun. Asta-i broken. Minecraft-ul e like broken la faza asta.
Ok, frumoșilor, care vrea o grămadă de pâine? Ține pâine. Ah, așa, aleluia, hopa, hopa, se întâmplă ceva. Am vrut să caut destulă mâncare în inventar cât se mulțească și ălalt nu mai are cum să le dea. Și nu știu cum își dă seama care inventarul full. Dar grădina asta e foarte, foarte full. Hopa, hopa, stai că se întâmplă ceva aici. Se întâmplă, amândoi. Da, se amândoi. Cred. Da, se amândoi. Hai. Oh, și avem un mic librarian. Nice. Nu știu cum nu vedeți, e un pic mai... E acolo mic. De ce e dacă? Mai e mic la el, ce mic e. Mă pot să apuc și leneșul la treabă, că sunt plini fermele în pana mea. E dacă villagerii se mulțesc și căsuța de acolo îi în sfârșit, bine, e aproape gata, o să trebuiască să mai urce chestii. Sincer, îmi place tare mult cum arată villagerul acum. Adică avem o căsuță mică acolo, avem o căsuță ceva mai mare aici, dacă o terminăm pe asta și mai facem încă una aici, nu știu cum să zic, gen, deja zona asta deja îmi place super tare. Aici cred că ar merge construit un copac așa de mână. Aici parcă aș mai lucra un pic la iazurile de aici, poate aș săpa un pic, gen săpat un bloc aici și lăsa asta un pic mai sus și aici tot așa săpat. Acum sunt mai multe țestoase pe plajă și nu știu ce mamă naibii se întâmplă, dar teoretic măcar una dintre ele ar trebui să mai mănânce iarbă de mare, nu? Și tocmai mai venea încă una. Ok, tu și tu. Tu nu vrei, dar tu vrei. Da, ăștia doi vor. Haide. Mai repede, leacă. Și... Ok, am primit XP. Și data trecută am primit XP. Da, ouă. Face vreunul ouă. Hello, ok, avem și un mic cleric aici. Pe lângă micul nostru librarian, mai avem și un cleric și poate mai facem rost și de un farmer. Că ăsta nu prea mai face nica. Mă jur că până acum cele mai ok de farmat animale au fost porci, au fost așa de ușor de adus. Ok, tocmai voiam să verific ce s-a întâmplat cu testoasele mele și până la urmă una din ele au depus ouă și sunt 4 ouă, for fuck's sake. Cred că au trecut deja 5 minute de când le-am înmulțit ultima oară, deci teoretic ar trebui să pot să le înmulțesc și acum. Dar de data asta vreau să fie mult mai aproape una de alta când le înmulțesc. Vei tu. Opa, da, uite. Stai că faci treabă. Sunt foarte confuz. Ok, cu ouăle de testoase nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar nu prea știu ce să fac din el. Nu știu dacă aveți voi idei de ce să facem cu epava asta după ce o dezgrop pe toată. Sincer, lăsați-le în comentarii că s-ar putea să puteți face niște chestii destul de șmechere, dar sincer, nu vine niciuna în cap. Să o transformăm într-o fermă, să o transformăm într-o bază. Baza e foarte, foarte aproape. Nu prea mai avea de ce. Să încerc să pun una de asta pe plajă la noi și să o transform într-o casă de villageri. Asta ar fi interesant. Mi-ar plăcea cel puțin. A, și s-a dus naibii șovela mea. Ok, eu să mă mai întorc pe aici când nu mai am nimic de făcut. Te va apuc șapte. Dar asta cred că o să le colectăm deja în episodul următor. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi. Sper că v-a plăcut episodul, a durat extraordinar de mult să fac. Nu știu de ce, o durat chiar atât de mult. Sper că nu a ieșit extraordinar de lung. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să împărțiți episodul cu un prieten, ar fi foarte, foarte de ajutor. Și mersi și te vedem data viitoare. Pa, pa!